tot șmecherii profită de vacuumul de putere din capitală și din Republică, de slăbiciunea noi guvernări. Și iată, peste drum de hotelul Nobel al Plahotniuc, peste noapte, a apărut o construcție fantomă. N-are panou de șantier, nu se știe cine, ce, în baza căror documente construiește, la 300 de metri de primărie. Ce părere aveți? Cam asta e starea capitalei și a Republicii Moldova. Junglă în care toți șmecherii fură cât pot. Dacă ei nu au respectat legislația despre autorizarea construcției, cine crede că au respectat normele de construcție? Că oare cât o să reziste clădirea asta? Dacă au făcut-o pentru ei, o să reziste mult. Dar eu tot aștept guvernarea care să vină și o să se apuce de demolat construcții neautorizate, ilegale.